14 octombrie. Pomenirea Sfintei Preacuvioasei noastre Maice Parascheva, Petca. Această slăvită sfântă a fost de neam sârb și s-a născut în Nepivata, care se află între Selimbria și Constantinopol. Părinții sfintei au fost oameni foarte bogați și creștini evlavioși. Ei au avut și un fiu, Eftimie, care s-a tuns monah încă pe când trăiau părinții lui, iar mai după aceea s-a făcut vestitul episcop al cetății Maditos. Fecioara Parascheva, sora lui, totdeauna a tânjit și ea după viața ascetică într-un numele lui Hristos. După moartea părinților ei, ea a părăsit casa părintească și a mers mai întâi la Constantinopol, iar apoi la pustia Iordanului, unde s-a nevoit într-o aspre petreceri călugărești până la vârsta adâncă. Cine va putea descrie toate nevoințele ei cu deamănuntul, toate ispitirile din partea trupului, a lumii și mai cu seama diavolilor? În vârsta adâncă fiind, un înger al Domnului a venit la ea și i-a zis: părăsește pustia aceasta și mergi înapoi la patria ta, căci acolo va trebui să lepezi trupul acesta trecător, iar cu sufletul să te înfățișezi înaintea Domnului. Sfânta Parascheva s-a supus și s-a întors la patria ei, Epivata. Acolo ea a mai trăit timp de 2 ani în post și rugăciune neîncetată, iar apoi și-a dat fericitul ei suflet, strămutându-se la locașurile lui Dumnezeu. Sfânta Preacuvioasă Parascheva s-a săvârșit în veacul al XI-lea. De-a lungul vremurilor, sfintele ei moaște s-au aflat mai întâi la Constantinopol, apoi la Târnovo, apoi iar la Constantinopol, apoi la Belgrad. Ele acum odihnesc în România, în orașul Iași. Fântâna Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva de la Belgrad vindecă și astăzi pe cei care se apropie cu credință în Dumnezeu și cu dragoste față de plăcuta lui Sfânta Parascheva. Pomenirea sfinților mucenici Nazarie, Gervasie și Protasie. Sfântul Nazarie s-a născut la Roma cea veche dintr-un tată iudeu și o mamă creștină. Mama lui, Perpetua, a primit Sfântul Botez chiar din mâinile Sfântului Apostol Petru. Mărturisind credința mamei lui, Sfântul Nazarie a împlinit cu credincioșie deplină toate poruncile Sfintei Biserici. Predicând neînfricat Evanghelia, el a mers la Milano. Acolo el i-a aflat în temniță pe creștinii Gervasie și Protasie și le-a slujit lor cu multă dragoste. Aflând aceasta, eparhul locului a poruncit biciuirea lui Nazarie și sconirea lui din cetatea Milano. Dar maica lui a venit la el în vedenie și i-a zis să meargă în Galia și acolo să predice mai departe Evanghelia, ceea ce Sfântul Nazarie a și făcut. După un număr de ani, Sfântul Nazarie a revenit la Milano, de-a data aceasta însoțit și de un ucenic, tânărul Chelsie, pe care îl botezase în Galia. El i-a aflat pe frații Gervasie și Protasie în continuare zăcând în temniță, în care a fost aruncat și el de către guvernatorul Anulinus. Mucenicii lui Hristos au bucurat aflându-se din nou împreună, prin purtarea de grijă a lui Hristos. Împăratul Nero a poruncit asasinarea lui Nazarie, iar guvernatorul, scoțându-i pe Nazarie și pe Chelsie afară din temniță, i-a decapitat.
Curând după aceea, generalul Astasius, pornind într-o campanie împotriva moravilor și trecând prin Milano, i-a decapitat pe sfinții Gervasie și Protasie. El auzise că acești doi frați nu voiau cu niciun chip să aducă jertfe idolilor și, temându-se ca nu cumva din această pricină să nu aibă noroc în campania militară, a poruncit uciderea grabnică a celor doi creștini. Sfinții Gervasie și Protasie erau gemeni, născuți din fericiții părinți Vitalie și Valeria, care de asemenea muriseră ca mucenici ai credinței în Hristos. Sfintele moaște ale Sfântului Nazarie au fost mutate de către Sfântul Ambrozie al Mediolanului, Milanului, dintr-o grădină din afara cetății, în Biserica Sfinților Apostoli. Sfintele moaște ale Sfinților Gemeni, Gervasie și Protasie au fost descoperite tot de Sfântul Ambrozie, printr-o vedenie minunată. Cântare de laudă la Sfânta Preacuvioasă Paraschivă, Sfânta Petca. Inimă curată voiește Domnul, zice cuvântul Sfintei Scripturi, iar tu, fericită Paraschiva, fecioară curată ai rămas și inimă curată lui Dumnezeu ai adus. O sfântă minunată, icoană vie vieții noastre de urmat, Domnul caută minte fără de pată, fără închipuire și fără vicleșug, iar tu întocmai mintea-ți curată lui Dumnezeu ai adus. Minte fără pată, cu a îngerilor întocmai, o sfântă minunată Paraschiva, rugile noastre nu le lepăda, Domnul suflet neîntinat iubește, neîntinat ca un altar ceresc. Întocmai așa a fost așa al tău suflet, ce acum luminează în ceruri. O sfântă prea minunată, prea cuvioasă Paraschiva, ajută-ne nouă, cu ale tale rugăciuni sfinte, ajută-ne nouă, într-o ale vieții noastre nenorociri. Printre norii pământeștilor primejdii, luminează-ne nouă ca și un curcubeu. O feciorelnică sfântă prea minunată, prea cuvioasă Maică Paraschiva. Cugetare. Nenumăratele cazuri în care înși sfinții cei adormiți au descoperit oamenilor locurile unde se află ascuns sfintele lor moaște, justifică din belșug cinstirea acestora din urmă, fără a mai pune la socoteală nenumăratele minuni care se lucrează prin ele, ceea ce va face să fie și mai îndreptățită cinstirea lor. Vreme de foarte multe zeci de ani nu s-a cunoscut care este mormântul Sfintei Preacuvioase Paraschiva. S-a întâmplat însă moartea unui marinar, al cărui trup s-a întâmplat să zacă neîngropat în apropiere de mormântul Sfintei Preacuvioase Paraschiva. Trupul mortului a început să se descompună și să scoată miros greu, insuportabil. De aceea, un monah, care locuia și el aproape de acel loc, a chemat în ajutor niște țărani ca să poată îngropa leșul. S-a întâmplat însă că l-au îngropat chiar în mormântul Preacuvioasei Sfinte. În acea noapte sfântă s-a arătat lui Gheorghe, unul din țăranii care ajutaseră la îngropare. Ea arăta ca o regină nespus de frumoasă, splendid împodobită, înconjurată de o gardă numeroasă în mare ținută. Ea a zis: Gheorghie, vei descropa de îndată moaștele mele și le vei așeza în alt loc, căci nu mai pot îndura reaua duhoare a acelui cadavru. Apoi ea i-a zis cine și de unde este. În aceeași noapte, o țărancă din același sat, pe nume Eufimia, a avut același vis cu al lui Gheorghie. În următoarea zi, țăranii au început să sape și au aflat întocmai sfintele moaște ale Preacuvioasei Maice Paraschiva. Ele erau minunat de înmiresmate și s-au arătat îndată făcătoare de minuni. Despre moaștele sfinților Gervasie și Protasie, Sfântul Ambrozie al Mediolanului povestește că s-au aflat într-un chip minunat, care este asemănător cu aflarea celor ale Preacuvioasei Paraschiva. Într-o noapte, Sfântul Ambrozie a avut o vedenie minunată în stare de veghe aflându-se el. Au intrat la el doi tineri extraordinar de frumoși, însoțiți de un bătrân. Lui se părea că bătrânul este Sfântul Apostol Pavel. Tinerii au rămas tăcuți, iar bătrânul i-a grăit lui Ambrozie arătând spre tineri și zicându-i că ei sunt mucenicii lui Hristos și că moaștele lor zac ascunse chiar în locul în care chiar atunci Sfântul Ambrozie se ruga lui Dumnezeu.
Bătrânul a mai zis că toată viața acestor tineri mucenici se află scrisă într-o carte pe care o va găsi în mormântul lor, atunci când va săpa. În ziua următoare, Sfântul Ambrozie și-a descoperit vedenia și a început să sape în locul arătat, cu adevărat descoperind sfintele moaște ale ambelor tineri. El afla și cartea în care a citit că sfintele lor nume sunt Gervasie și Protasie. Fiind Sfântul Ambrozie de față, un anume orb pe nume Severus s-a atins de sfintele lor moaște și și-a recăpătat pe loc vederea. Luarea minte. Să luăm aminte la minunatele vindecări lucrate de Sfinții Apostoli. Fapte 5. La cum se lucrau multe semne și minuni prin mâinile Sfinților Apostoli. La cum mulți se vindecau și numai stând în umbra Sfântului Apostol Petru. Predică despre îngerii care străjuiesc și izbăvesc pe cei drepți. Străjui va îngerul Domnului împrejurul celor ce se tem de el și va izbăvi pe ei. Psalmul 33:7. Îngerul Domnului se luptă pentru cei care se tem de el. Acest adevăr s-a arătat limpede de multe ori, de-a lungul vremurilor, prin fapte care s-au însemnat în istorii și cronici. Dar, deși mai multe sute și mii de ori s-au arătat faptele acestea, care nu sunt înregistrate de cronici, Sfântul Arhanghel Mihail a bătut război în apărarea lui Iosua, fiul lui Nun. Un sfânt înger a bătut război puternic într-o apărarea regelui Ezechia, nimicind într-o singură noapte uriașa armata caldeilor. De câte ori nu au venit sfinții îngeri la mucenicii creștini, legați și torturați prin beciurile temnițelor, mângâindu-i, întărindu-i și umplându-le sufletele de bucurie. Căci mângâierea dreptului vine de acolo că el știe că Domnul este atot văzător și că îi vede nenorocirea și mizeria. Că Dumnezeu este atot puternic și puterea are să-l scoată din nenorocire și din neputință. Că Dumnezeu este atot milostiv și îl va scăpa din mizeria și nefericirea vieții lui. Dumnezeu trimite înger luminos în ajutorul celui drept. Dreptul nu are nevoie să se revolte contra tiraniei cu arme de lut, căci însuși îngerul Domnului îi face lui dreptate cu arme dumnezeiești. Și când însuși îngerul Domnului pune mâna pe armă, cine va cuteza să-i stea împotrivă? Ce imperiu va putea bate război împotriva lui? Să auzim ce zice prorocul David în psalmul de mai înaintea acestuia. Nu se mântuiește împăratul cu o știre multă și uriașul nu se va izbăvi cu mulțimea tăriei lui. Mincinos este calul spre scăpare și cu mulțimea puterii lui nu te va izbăvi. Psalmul 32:16-17. Prin urmare, nimic nu le folosește celor samavolnici și lumești când se unesc ei împreună. Toată alianța și tot sfatul lor se sparge ca un balon de spumă când se înarmează împotriva unora ca aceștia îngerul Domnului. David își amintește cum el, tânăr cioban, neînvățat fiind, l-a ucis pe uriașul Goliat, cel înarmat până în dinți, numai cu o lovitură de praștie. De multe ori a simțit regele David ajutorul îngerului lui Dumnezeu. De aceea a și putut și poate el să-i mângâie pe cei necăjiți și asupriți cu cuvintele mângâierii și puterii cele izvorute din adevărul vieții. Regele David știe din adevărul vieții lui că îngerul Domnului străjuiește împrejurul celor ce se tem de el și îi izbăvește pe cei care slujesc lui. O, fraților, să nu ne îndoim nicio clipă de aceste cuvinte, ci să cugetăm în fiecare zi la ele, la aceea că îngerul Domnului ne lasă pradă tristeții noastre atunci când și noi ne scufundăm în păcat și aleargă în ajutorul nostru cu bucurie și putere mare atunci când ne pocăim și cerem cu lacrimi mila și ajutorul lui Dumnezeu. O, Stăpâne, Doamne, Făcătorul nostru, cel ce e stăpânul a miriade de îngeri, iartă-ne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi cu ajutorul sfinților tăi îngeri, că-ți ție se cuvine toată slava și mulțumita în veci. Amin.